La un moment dat o vecină i-a zis lui maica mea, doamna Ana, copilul ăsta, mi s-a ars mâncarea pe foc, am stat, m-am uitat pe geam la bucătărie, la ce, și m-a prins așa de tare povestea că mi s-a ars mâncarea pe foc. Compliment mai mare pentru un actor sau și regizor, da, nu ca știu, cineva să-și uite mâncarea pe foc. Nu știu dacă chiar așa, dar mie mi-a rămas în minte, știi? Sigur. Și atunci de-aia spun, destinul meu a fost de la început să... Să spun, mă fac artist, mă fac actor, când am înțeles diferența între actor, artist, nu știu ce. Și, toate eforturile mele sau toate gândurile mele au fost canalizate în zona asta. Sigur că acolo, repet, era Podul Gran, eram, jucam și fotbal, aveam și altă existență. Eu nu eram unul de ăsta care să stea cu ochii în stele și să viseze la... să învețe numai poezii, că se pregătește pentru teatru. Era o lume foarte plină și foarte agitată și n-aș putea spune că nu, că nu eram încurajat, dar se uitau la mine ca la unul care zice, tu ce faci? Păi, cum termină școala generală sau liceu, zbor, mă duc în lună. Ai, nu mă nemuni, te duci tu, ai rachetă să te duci în lună, stai mă băiatule. Adică tot timpul erau... Era o chestie asta, băi, stai mă, te dai la teatru, păi ce mă, acolo intră oamenii aia, acolo trebuie să ai în familie pe cineva. Sigur, eu n-aveam niciun acordeonist, niciun țambalagiun, ca să zic măcar. Tata a fost plăcintar, e adevărat, mare maestru, de mese, până și francezii au vrut să-l ia, să-i învețe pe francez să facă foitaj.